Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, ar trebui să ne spunem astăzi la mulți ani. Și asta nu numai pentru că e ziua națională a României, ci pentru că e prima zi a anului bisericesc. Este anul nou în biserică. Anul bisericesc nu corespunde cu cel civil. El are o altă structură. La începutul noului an bisericesc este așezat un timp special numit Advent, zile de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Este normal ca la începutul unui an să stea în centrul atenției venirea lui Iisus la noi, începutul mântuirii noastre. Advent vine de la un termen latin care înseamnă venire. Ne amintim în acest timp de venirea lui Iisus prima dată, acum mai bine de 2000 de ani, când s-a născut la Betleem. Însă ne îndreptăm privirea și spre viitor, conștientizând că El va veni a doua oară. Și între aceste două veniri stă o a treia, venirea lui Hristos la noi în fiecare zi, dorința Lui de a veni în viețile noastre, în casele și în familiile noastre. O coroană de advent din ramuri de brad cu patru lumânări este prezentă în orice biserică. Simbolizează timpul de așteptare a venirii lui Hristos. Azi s-a aprins prima lumânare. Pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, în fiecare duminică se aprinde câte o lumânare în plus. Patru lumânări, patru duminici, patru săptămâni până la Crăciun, semnifică cei 4.000 de ani în care oamenii din vechime au așteptat venirea lui Mesia. Toți se uitau spre ceruri, priveau spre viitor și nutreau în inimile lor speranța că Dumnezeu va interveni, că îl va trimite pe Hristos. Ne pregătim așadar în acest timp pentru sărbătoarea Crăciunului. Intrăm în atmosfera Vechiului Testament, ascultăm profețiile și căutăm să ne gândim cu câtă pasiune, cu cât dor l-au așteptat ei pe Mântuitorul. Am vrea să ne molipsim de la profeți, de la drepții Vechiului Testament și să tânjim și noi după Iisus. Se ridicau profeții rând pe rând și le spuneau oamenilor: Dumnezeu nu ne va lăsa, priviți spre viitor pentru că va veni Mesia, va coborî Dumnezeu între noi, va lua chipul nostru, se va naște între noi. Profeția din această duminică, prima lectură, ne îndreaptă privirea spre muntele Sionului, unde se află Dumnezeu. Ierusalimul era cucerit și devastat. Evreii erau în robie. Departe de țară, ardeau de dorul de a merge la templu, la casa Domnului. Se ridică Isaia și spune: oameni buni, eu văd ziua Domnului în care noul Ierusalim se ridică din ruine. Toate popoarele în pace și în înțelegere se vor îndrepta spre acest loc. El, Domnul, va face ca oamenii să-și transforme săbiile în pluguri și lăncile în seceri. Până atunci, spune profetul, haideți să umblăm în lumina Domnului. Noi știm că mulțimi de popoare s-au îndreptat spre Ierusalim odată cu venirea lui Hristos, prima venire. Mântuitorul a fost așteptat de cei din vechime. În acest timp al Adventului, vom auzi profeții care ne vorbesc despre această venire a lui Iisus și despre pregătirea celor vechi. Însă prima venire a lui Hristos ne orientează spre a doua venire. Iisus ne spune că va veni din nou și zilele venirii Lui vor fi ca în zilele lui Noe. Cum a fost în zilele lui Noe? Răspunsul este în continuare. Oamenii erau preocupați de lucrurile acestei lumi. Nu aveau timp și nici nu erau interesați să-și ridice ochii spre cer.
Noe, ascultând de Dumnezeu, a construit o corabie. Probabil că cei din jurul lui râdeau de el, îl considerau ca fiind un om bizar și îl invitau să vadă că nu plouă. La ce îi trebuie corabia? De ce oare Iisus spune să ne întoarcem la potop și la arca lui Noe? Pentru că el gândește că, într-un anumit fel, noi suntem ca în zilele lui Noe. Descrierea lui despre ceea ce îi preocupa pe oamenii de atunci este portretul exact al societății noastre. Munca, mâncarea, căsătoria. Erau atât de legați de pământ, încât nu și-au dat seama, nu s-au îngrijit de ceea ce era important. Pentru o bună parte din oamenii de atunci și din oamenii de azi, toată realitatea este aici pe pământ. E ca și cum nu am mai muri. Ochii ne sunt acoperiți de preocupările de fiecare zi, de îngrijorări, de zbaterea pentru ziua de mâine. Uneori trăim ca într-un fel de anestezie. Vinerea neagră, îngrămădeala de la moluri, lucruri care nu ne trebuie, dar le cumpărăm la reduceri, fascinația televizorului cu care adormim și ne trezim, interesul pentru cei care apar pe sticlă, toate ne dau impresia că lumea în care trăim este solidă și nici nu ne dăm seama cum zilele și anii se scurg printre degete. Versiunea modernă a potopului. Câteodată ne mai trezim, mai ales când vedem cum din doi oameni care sunt pe câmp, unul este luat și altul este lăsat. Din două femei care macină la moară, una este luată și alta este lăsată. Dar cu îndepărtarea de aceste evenimente, revenim la aceleași preocupări. Suntem tot în zilele lui Noe. În mijlocul preocupărilor, cât se mai gândesc astăzi la sufletul lor? Câți își mai înalță privirea spre cer? Câți mai merg la liturghie? Câți se mai roagă? Cine își mai amintește azi că este călător, că patria lui nu e aici? Că va veni Domnul și ne va duce acasă? Riscul este ca, fiind absorbiți de pământ, să uităm de cer. Asta ne spune Iisus. Când e vorba de venirea Lui, oamenii sunt preocupați de lucrurile acestui pământ, sunt prelegați de ele. Nu mai au timp să vadă că au un suflet, că nu este totul materie. Și asta înseamnă, de fapt, neveghere. După ce mai întâi vorbește de neveghere, în a doua parte a fragmentului din Evanghelie, Iisus insistă pe veghere. Vegheați, căci nu știți în care zi va veni Domnul vostru. Și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. În episodul potopului îl vedem pe Noe care veghea. Când omenirea mergea spre catastrofă, cursul lucrurilor s-a schimbat. Dumnezeu s-a folosit de Noe, care era atent la glasul lui și a făcut să se nască o nouă omenire. A veghea este contrariul lui treacă-meargă, merge și așa, ce-o fi cu alții, o fi și cu mine. Este opusul nepăsării, al moliciunii. Nu folosește la nimic să spui dacă aș fi știut, căci suntem foarte bine avertizați. A veghea înseamnă să spui, e timpul să mă gândesc mai mult la Dumnezeu. E timpul să fiu mai atent cu cei din jurul meu, să iubesc mai mult, să plâng mai mult cu cei care suferă. A veghea înseamnă să înțelegem bine ce ne spune Apostolul Paul în a doua lectură, din scrisoarea către Romani. De fapt, în acest sens, Sfântul Augustin este un exemplu. În anul 386, el s-a întors la Dumnezeu tocmai citind pasajul pe care l-am ascultat în a doua lectură. Era într-o grădină aproape de Milano,
și se tot frământa cu viața lui, care nu era în ordine. Tot amâna spunând, mâine mă voi întoarce, mâine. Sufletul lui era chinuit, era ca într-o furtună. A auzit un glas, ia și citește. A intrat în casă și a deschis Scriptura. Ochii i-au căzut tocmai pe pasajul care s-a citit. Știți în ce timp ne găsim. Acum este ceasul să vă treziți din somn. Mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credința. Noaptea e pe sfârșit, ziua este aproape. Să lepădăm așadar faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuvicios ca ziua, nu în chefuri și beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. A închis Augustin Scriptura și a spus, cuvintele acestea sunt pentru mine, eu sunt în întuneric, eu trebuie să mă întorc. A veghea înseamnă să fim atenți la faptele noastre, să spunem, cuvintele acestea sunt pentru mine, eu trebuie să mă schimb. Era un om de stat care se afla odată ca oaspete într-un oraș. În seara zilei în care sosise, a început să-și împacheteze lucrurile, să le pună în valiză. Domnule, a spus gazda, de-abia ați venit. Aveți de gând să plecați așa repede? De ce ați împachetat lucrurile? Eu sunt în slujba împăratului, a răspuns omul. Se poate întâmpla în fiecare clipă să primesc un mesaj în care să mă cheme la el. De aceea stau pregătit să pot pleca la drum. A veghea înseamnă a fi mereu gata de drum, cu bagajele făcute. Și ce poate fi mai frumos pentru un creștin decât să aibă sufletul curat și să se împărtășească cât mai des? El este gata în orice moment. Nu poți să spui că veghezi și ești pregătit când te împărtășești doar la Crăciun și la Paști, sau mai rar, iar restul zilelor stai departe de Dumnezeu și de o viață trăită în lumină. Iubiți credincioși, dragi ascultători, azi începem pregătirea pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Ascultăm profețiile, îl așteptăm pe Domnul veghind, mărindu-ne atenția, căutând să nu ne lăsăm absorbiți de lucrurile de pe pământ. Cuvântul de ordine al acestei prime duminici din Advent este vegheați. Avem tendința de a plasa venirea lui Iisus la sfârșitul timpurilor. Însă Iisus ne spune că ne face vizita sa oficială chiar în sânul ocupațiilor noastre cele mai obișnuite, la locul de muncă, în casele noastre. În fiecare clipă ar trebui să fim gata pentru venire, pentru că El este deja aici. Astăzi ne facem urări și ne spunem la mulți ani. Avem dorințe mai curate pentru noi și pentru țară. Cea mai bună urare o găsim însă la episcopul Anton Durcovici, căruia îi este dedicat acest an pastoral. Stema lui e compusă dintr-o navă în furtună, în care stă mielul lui Dumnezeu cu steagul victoriei. În mijloc se află crucea, în stânga mitra, iar în dreapta cârja episcopală. Dedesubt este motoul lui, un text din Psalmul 143. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Fericirea pentru țară, pentru noi, pentru familiile noastre, aceasta este. Să-L facem pe Domnul stăpân al nostru. Să visăm la o țară în care se scufundă cerul în ea, pentru că tot mai mulți, începând cu noi, doresc să poarte cerul în suflet. În toate ocupațiile și preocupările pe care le avem,
să lăsăm să răsune glasul Mântuitorului. De aceea și voi fiți gata, vegheați. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria.